Va zile un filmuleț în care un motociclist demonstrează că nu are niciun pic de instinct de conservare, făcea în conjurul internetului. Imaginile au stârnit atunci revolta celor care le-au urmărit. Motociclistul înaintează printre mașinile oprite în fața barierei de la calea ferată și fără să țină cont că locomotiva se află la câțiva metri de el, îi taie fața în mare viteză. Nu se limitează la asta, ci se întoarce ca să facă scene obscene mecanicului. Filmulețul a fost văzut și de polițiști care au reușit să-l identifice pe teribilist. Este vorba despre un tânăr de 26 de ani care a fost deja amendat cu 3400 de lei și i s-a interzis să se mai urce pe motor timp de 90 de zile.